Hello everybody, rock your body everybody. Prima zi de audiție la X Factor. De astăzi înainte, pentru vreo două săptămâni, îmi trebuie inspirație, iubire și bucurie. Asta o să le spun și colegilor mei, iubiților mei colegi, Delione, Carlito și Fane. Abia aștept să-l văd pe Fane. De acum e lume multă? Da, palatul aici o pun. Cine mă întâmpină? My man, de data asta te filmez și eu pe tine. Auzi, tu ai vlog? Subscribe! Eu am vlog. Bă, băiatule, fii atent aici. Nu ai vlog, nu existi. I-am zis-o. Asta e mașina mea. Încă o dată. Mașina mea, mașina lui Fane. Țiplă, băi! Hai să trecem pragul unui nou sezon la X Factor. Doar o scurtă demonstrație. Tu pui, pui dubla bună. Din prima mi-a ieșit. Bineînțeles că la poartă mă va întâmpina femeia visurilor noastre, Carmen Marinescu. Ești femeia visurilor mele. Spectator, această mână a unui bărbat. Această mână a unui bărbat care această mână de bărbat care are unghi de femei. Dumnezeu, nu mai înțeleg nimic. Femei. Asta e un obiect condondent. Care e vrânge cel adevărat? Eu sau ăla din soate? Răspunsul corect, amândoi sunt naturali. Numai că ăla e de sărbători. Nu uitați, decembrie se apropie grabănic. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I am happy. Tam ba ba pam pam pam. Delianu vrea. Waiting for the Bible, waiting for the Bible. Să știi că eu discut cu Răzvan foarte des. El apreciază vlogul meu. Aoleu, ți-ai făcut vlog! Desenele animate. Te gândești că ăștia ești acum le spune vloggeri. Vă doresc să vă bucurați de tot ceea ce se întâmplă la audiții, pentru că X Factor e pentru voi. Iar acum, colegii mei pe care îi așteptați de un sezon. Doamnelor și domnilor, având cel mai fin picior din industria muzicală românească, da, ați ghicit, Ștefan Bănică Junior! Doamnelor, domnișoare și domnilor, atunci când apare ea, bărbații regretă că s-au căsătorit. Sau încearcă o nouă aventură alături de Delia! Doamna profesoară! Doamnelor și domnilor, pentru că cineva a spus odată că petele de culoare fac bine ochiului. Văzul se bucură, mintea o ia razna. Fetelor, domnișoarelor, pata noastră de culoare. El este Carlito! Delia nu mai e la fel, simt o răceală. Vezi, eu până să vin aici ziceam că perla mea ești tu, dar acum a venit tipul ăsta care e mult mai bine făcut ca mine. Decât... Asta e viața mea, na, eu așa s-am făcut. Asta sunt mai fluffy. Mai fluffy. O schimbare. Ești puțin schimbată. Habar n-am, nu înțeleg de ce. De unde eram plin de iubire amândoi, ca o frate și o soră. Strănută puțin. Să nu intre. Zi. Să nu intre.